Un bărbat de 52 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice la volanul unui tractor, a efectuat o manevră și nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de 22 de ani din localitatea Pătulele. O clipă de neatenție a dus la producerea unui accident rutier și la rănirea tânărului de 22 de ani, dar și a pasagerului minor în vârstă de 13 ani. Un bărbat de 52 de ani, în timp ce conducea un autovehicul agricol pe drumul județean 565, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 22 de ani din localitatea Pătulele. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de 22 de ani, precum și a unui pasager care se afla în autoturismul condus de acesta. În urma testării cu privire la consumul de băuturi alcoolice, conducătorul auto de 52 de ani a avut o alcoolemie de 1,08 mg per litru, alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. La fața locului s-au deplasat două echipaje ale pompierilor și o ambulanță pentru a acorda primul ajutor celor două victime din autoturism. Vineri seara, în dispeceratul Isusaj, a fost anunțat un accident rutier produs în localitatea Păturele. La locul indicat au fost mobilizate de urgență două echipaje de pompieri din cadrul stației Vânșu Mare, cu o ambulanță SMOR și cu o auto specială cu modul de descarcerare. La sosirea pompierilor, două persoane aflate în autoturism necesitau îngrijiri medicale. Paramedicii SMOR și echipajul SAJ au acordat primul ajutor victimelor, un tânăr în vârstă de 22 de ani și un minor în vârstă de 13 ani, care ulterior au fost transportați la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. Bărbatul în vârstă de 52 de ani s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.